Bună să vă fie inima, dragi oameni buni, și bună dimineața. În principiu vreau să vă demonstrez aici un platou cam cum se arată. Deci ce avem aici? Niște brânzile, deja mi se lăsă bală. Niște cepuță din aia de România dulce de grădină. Niște roșii, niște șuncă, pateu și muștar. Abată, mama, așa bală lăsai. Ha, e capul meu. Așa lăsai o bală. Cred că trebuie să modific unghiul, că nu este destul de lung. Dacă e, că nu se vede, prea se vede așa. Dar vă arăt așa cam cum ar veni. Uite, cam așa arată. Deci că este, uitați-vă numai așa, din unghi. Mă învie să fac poză cu Doamne, mâncați așa tălpi cum arată. Hai să vedem. Ești pregătit, amore? Ce zici, o să fie un mic dejun copios? Foarte. Dau drumul și la un live? Da. Dacă mă jură, îl închid, că nu sunt disponibil zilele astea, nu sunt disponibil nicio culoare la hitereală și chiar fac multă hitereală. Ia tu pe asta de aici. Așa. Deci bine ați venit pe Haprea, dragi oameni buni, aici nu ar să mănâncă. Altceva nu se face. Dacă vă place materialul și îl vezi pe Facebook, îi dați like și intrați pe YouTube, că acolo mai sunt mai multe și sunt mai ordonate decât pe Facebook. Deci, practic, este vorba despre un platou lung. Așa se demonstrează, vi-l mai arătai odată. Deci să-l arăt și aici pe TikTok, aici sunt într-un live. Intrați pe Haprea dacă e. Îmi dau ochelare jos, măcar să nu văd. Îmi dau ochelare jos în suflec mânecile, măcar să nu văd ce se întâmplă și ce urmează să întâmple. Vă pup pe toți, intrați pe Haprea, poate nu intrați. Hai să vedem. Avem niște pâinică din asta de cocor. Auzi. Pa. Au, cum sare mazărea după ea. Cum sare mazărea asta, mă, ce e asta? Susan. Niște Susan. Deci începem cu niște roșie direct. Șuncă de țară din aia e. Șuncă de porc de țară. Asta este o grăsime sănătoasă. Dar am bun. Nu. Ce-a bătut de țară, de România. Nu. Dar măi, și cât de multe ori îmi vine să mă duc să ne luăm o casă la capătul satului, la țară undeva. Să avem noi roșia noastră din grădină. Ceapa ta, porcul tău din coteț, să mănânci lana ta afumată, să mănânci trandafirul tău. Bă, vă spun. Nu știu cât de merge asta în Anglia asta aceea. Îi face o jumătate de milion de abonați pe YouTube și mă tira. Vă spun. Voi face o jumătate de milion și mă duc undeva și mă mut în munți. Să mă bată mama. O trec țărănește la blană. Ne bărăși o vacă. Tu mult și mă duc cu ea. Două capere. Două vaci. Cu lapte. Plec pe câmp așa cu ele, mai fac câte un live cu vacile pe câmp așa. Să anul cu mine pachetul. Dimineața mă duc așa vreo 2-3 ore cu ele, pac, după aia vin acasă. Între prânz și de amiază mă dau așa pe spate, la un pac, la un somn după masă, corect corespunzător, înțelegi? Eu mă gândesc cu atât într-o bună zi să... De-aia te gândești așa, amore? Ce educație primesc copiii ăștia aceia în Anglia asta? Îl vezi pe fiul tău că durghează la 14 ani, pe l-omor. Lasă-l într-un copac. Bă, băiete, da, să ne dea cu buțile goale, n-avea mai mult de 13 ani. Te-am ajuns aia care bagă mâna la pulă și merg pe drum. Te pup, mă, am înțeles frumos, la. Sunt aia care merg cu mâna băgată la pulă pe drum. Ce vor să arăt ei? Nu știu. Nu poți să te pui absolut nimic la copii în Anglia. Avem niște usturoi. Ma. La te curăță. Nelipsitul pateu. Mamă, cam tare usturoi. Au cu decine o moi. Este roșioară. Da?
E un om pe TikTok aici. Vorba lui ca masă din asta, poți să dai avocado, poți să dai orice. No. Când mănânci dolănești, e clar. E, ce trebuie. Mamă, mamă. O singură e problemă cu mâncatul la țară. Trebuie să muncești. Și munca nu prea... Nu prea mă trebuie cu munca aia fără. Dar eu de camion nu mă pot să am, mă, ce facem. E, vedem noi ce facem. Caut de muncă greva. Vedem. Caut de muncă în greva pe un camion de la manual vechi. Scania. Veche de aia, o veche, un euro 3 de la vechi. O labă de aia. Nu chiar labă. 2010 așa, vechi din aia, schimb eu manual. Mamă, Doamne, dacă nu rup. Rup, nu mă las. Dar nu-mi trebuie alergătură, mie-mi trebuie ceva balastiere pe apă, pe câmpuri, cereale. Dar nici acolo nu mă duc, că nu vreau să dorm în cabine, mie-mi trebuie ceva scurt, așa, nu știu cum. Să mă plimb maxim 2, mă plimb maxim 12 ore pe zi. A fi o nu? Pe cu banii care aveți, sunt în două apartamente, cred. Te-ai pus, da, man, gaiu, te pus, man. Dacă ajungi în 18 kg, e rusul, e rusul șoferilor ești. Mă, uitați-vă așa, cum îmi stă mie cu un cap așa. Mă, într-un fel îmi stă cu capul așa mai mare și... Dacă mă vezi de mâine așa. Nu, mă, nu. O slană. O ceapă de România. Am văzut de man driver că mănâncă o dată la 24 de ore. Bă, man. Îmi pare rău de tine. Bă, ai dat tu cu pietre Iisus Hristos? Te întreb. Asta te întreb. Ai dat tu cu pietre Iisus Hristos să mănânci o dată la 24 de ore? Doamne, mă încălzat, dar bine. Mă vezi că ai bătrâni, așa trăiau. Cu șungă de-asta trăiau. Înțeleg? Și acum nu trebuie să fiți, nu trebuie să fim toți alergători. Vă spun. Nu trebuie să fim toți alergători pe pământ. Nu. Intră o zană asta, mine, știi cum? Stai la zană, trage. Te poftă-mi faci, vă pup. Usturoi cu ceapă. O iară de brânzică. O rășoară. Da. Nu există victorie fără sacrificii. Nu există nimeni cu tine, auzi. Păi trebuie să nu te mai uiți la mine, man. Dacă spun, dacă tu vrei să slăbești, nu te mai uita. Că eu spun, eu bag slană de-asta, uite. Eu bag slană de-asta. Bag pateu cu pumnul. No. Ia focaccia din asta, că tu ce faci? Foarte bună. Focaccia, ia uite. Avea focaccia. Ia uite. Bună, da? E pâine ca și prăjitură acum avem. Eu te bătrân, abia merge săracul. Băi, dacă trebuie să ne gândiți să mergeți la vatare și în Anglia asta, măi. Cum ar fi? Hai, nu plătești la spital, da? Dar nu te bagă nimeni în seamă, aștept după un scan și luni de zile. Ștefania, 3 luni așteptat. 3 luni după un scan mi-ar de durere. Ai auzit? Aștept după o radiografie 3 luni de zile. A, bine, dacă te-ai la privat, scuze-mă, și aici te rezolvă așa. Și la privat cu problema care mare. Da? Te pun înapoi la masă, man. Aia, fumezi, nu.
De când m-am luat fumat, am început să mănânc. De când m-am luat fumat, chiar, da. Am zis din cauza țigărilor să nu pot să mai mănânc, bă. Au vreau și o șuncă, vezi? Nu mai vreau și o șuncă. Bă, dacă te-ai născut în România, unul de aici în lumea asta, spun drept, o să-ți fie dor de mâncarea românească. Mâncare ca la noi, ca la români, n-ai să găsești, bă, nicăieri, bă, în lumea asta, vă spun. Poți să te duci tu pe unul, te-ai duce în Germania, Franța, Turcia, nu, ce e românește, e al nostru, ce e al nostru, e al nostru. Am văzut ce se repede, ce vreau să spun, scapi. Dacă mă dezbrac și îți arăt turpul meu, fac 40 de flotări, am forță, te iau într-o mână și fug cu tine până te plictisești. Să mă bată mama dacă împing 100 de kilograme la piept. Amin. 100 de kilograme la piept, cum mă vedeți voi așa? Că eu mă duc la sală, eu de 3 săptămâni nu scap de febră. Eu uite, n-am gât. Dacă mă încordă, uite, n-am gât. Ia uite. Ia uite. Ia uite. Ia uite. Ia uite. Ia ce să am asta? Ia uite. Când te încordez. Voi crezi că așa? Pe omul care e gras, e gras numai în partea de jos. Omul care are mușchi, are mușchi și pe sus și... Deci mie nu-mi pleacă burta de... Dă mă să le arăt că mă enervează. Vezi să arăt să fac așa. Deci mie nu-mi pleacă burta de aici, mie nu-mi iasă burta din gabarit. Aici jos să măi, să vede. Din că am frică, la picioare nu poți să te îngrași, știi? Nu poți să te umfli prea tare, știi? Dar eu sunt tot așa, sunt tot una cum ar veni. Sunt... Nu mă dezbrac că data trecută mi-a dat ăla, mi-a dat conținut sexual. Cât am la sutien? Păi am făcut sport, bă, tot care au făcut sport de-a lungul timpului și s-au lăsat, s-au îngrășat. Eu am făcut sport. Eu, până nu m-am apucat de camioane, aveam 90 de kilograme, 80 ceva, 90 de kilograme, și împingeam 100 de kilograme la piept, sunt pozele pe Facebook. Deci eu, până nu m-am apucat de camioane, mă joace două ori pe zi la sală. Fără proteine, fără nimic, nu beau. Camionul e firma, m-am luat cursa de ieri, că am fost rupt. El trebuia să mă duc la muncă, nu m-am dus. Am fost rupt, am fost opit. Te soluați mai ușor cu munca, că nu mai pot, nu. Nu mai pot. Da, a fost închiriat, nu a fost al lui. Camionul a fost închiriat, da. La IPVC-ul cum fac? Zile ăștia. Vasile de pământ, adeu. Vezi că sunt obosit? Nici nu mă enervez. Știi? Când sunt odinit. Nu mă enervez, dacă sunt obosit, mă enervez. Îmi vine să-i înjur. Știi? Că mă atacă. Am văzut totul la pe mine. O pică din gură? Am picat din roșii. Și aici din patel. Nu mai mănânc gata. Ar mai lua o gură. Ia și mănâncă, uite pe mine. Ar mai lua o gură, hai. Dar ce mâncați? Că nu mâncați, mâncați mea, uite la ce. Ne-a zis așa, ne luăm o pereche de oi. Tu le mânci, da? Și eu mă duc gâne. Mi-e plac oile grece, că spun bea, 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 bea. Tu degeaba, dar știi cât este kilul de brânză? 25 de lei. Oh. 25 de lei kilul de brânză. Scuză-mă pe mine. Păi zici deja, că nu că... Tu degeaba, zici. Nu fac mișto. Eu care mi-aș lua. Zău. Uite, Doamne, să bei, amin. Păi mie de-aia îmi plac, uite, mă îndeamă să beau. Păi, da. Viață fără griji. Bă, dar să te gândești în Anglia asta, amore. Așa, amore, câți bani lăsăm noi aceia din cât facem? Aproape jos. Câți bani lăsăm noi? Mai ales acum că s-a scumpit, e grav.
Da. You give me some attention and I give you a gift. Zi. Ce vreau să vă spun? Ce vreau să zic? Cât lăsăm noi? Eu dacă iau 2000 pe lună, lăsăm chiria odată. Telefon, abonamentele. Lăsăm 1000. Asigurarea la mașină. 1000? Mai bine de 1000. Cu două mâncare? Păi da, cu mâncare e topenie acum, eu spun. De 2, 200 și ceva de lire. Înseamnă că pune aproape 1000 deoparte. Deci, luai, nu știu ce, luai 3 alea de caserole de roșii. 1000 pe lună pune deoparte, eu vreau să am câți bani am în cont să mă bată mama. Vă spun acum, aceea de față cu toți, nu mă subestimați că am putere multă. 1000 deoparte, bă. 12.000 pe an, 5 ani de Anglia, 50.000 minim. Mai de capul meu. Păi dacă tu ai trăit cu aer, săracul de tine. Ne. Păi o să iei scurt. De nu așa zi. Păi deci cât am tras când băgam Trump și luam 1000 pe săptămână, am luam 4.000. Nimeni nu știe, că atunci vedeam tot sărac. Sărac m-a dat o viață. Chiar dacă am avut de multe ori. Dar nu mi-a plăcut așa să flutur în fața mea. Uite, eu am. Voi n-aveți, știi? N-a fost stilul meu, n-a fost. Am fost om dintre oameni, pe unde m-am dus. Dacă s-a mâncat pateu, am mâncat pateu. Dacă s-a mâncat sufle, fume, din ăla, am mâncat și eu dacă am putut. Dacă nu m-am dus și nu am văzut de treaba mea. Înțelegeți? Da, da, da. S-au scumpit toate, da. Nu că s-au scumpit, exagerat de mult. Deci exagerat de mult. Bă, ceapa aia de România n-are nicio treabă cu aia de Anglia. N-are niciun fel de treabă cu aia de Anglia cumpărat din magazin. Na, niciun fel, da. Deci nu se... E teroare. Noi avem noroc, mă mori, că... Nu fumăm. Da. Nu ne îmbrăcăm. Mă refer că nu ne îmbrăcăm. Ce înseamnă nu ne îmbrăcăm? Nu ne îmbrăcăm scump. Uh-huh. Da, exact, The Man Driver. Cel puțin. Cel puțin cu 50%, exact. Foarte, foarte, foarte scumpe. La un cost plătești cu vreo 20-30 de lire mai mult. Mai bine. Eu nu știu pe ce dădui 20 ceva de lire. Nu știu pe ce dădui. Da, înainte. Pâine? Dar înainte era mai ieftină mâncarea în Anglia din România. Eu dădeam 250 de lire pe lună pe mâncare. Da, da, înainte. Era mai ieftină mâncarea în Anglia din România. Da. Știi? Da. Că mi-am și-am făcut cumpărături? Da. Și așa e cu coșul și ziceam, bă, pe ce dădui asta? Da. Deci înainte, până a venit criza asta, pe tot de la fel. Exact. Săraci se îngroiau scump și jucă oamenii cu bani. Da, da. Mare, mare adevăr. Mare adevăr, mare. Dar tot e mai bine ca în țară. În România abia trăiești. Da, nivelul ăla e... În România abia trăiești dacă stai undeva la bloc și dacă faci cumpărături mai de la market. Bă, dacă te uiți la țară în România și ai o sursă de venit externă, un 20 ceva de milioane, 30 de milioane, și dai din mâini, trăiești. Trăiești, barul, trăiești, ce să am. Mulțumesc. Îți faci un solar, să nu vii nevoie să cumperi mii la magazin. După aia vii cu niște panouri solare pe cap să nu mai plătești curent deloc. Înțelegi? Dacă ai un ban, le duci și de altuile. Pe România nu plătești canalizare, nu plătești. Uite, de exemplu, în Anglia, și câte taxe plătim noi? Zi-a mâine. 150 pe fiecare lună la consultat. Consist, gata. Plus chiria 500. Plus chiria 500. 650. Avem 750 toate. Da. Da? Gaz curent alea. Gaz curent nu se știe cât că vine o lună așa, o lună așa. Depinde cum... 100 și ceva. Da. Gazul 100 și ceva curent. Da. Da? Păi cât ajuns ăla? 650, 800. 800 până acum, ca să vezi. Că zic că faci bani în afară. Plus asigurarea la mașină. Plus telefoanele. Plus internetul, 50 de lire. Da. Bă, și internet, am internet de la hat, bă, cu 50 de lei. Deci în România, ce internet ai în România cu cât am cu 20 de lei? Ce internet ai în România cu 20 de lei e de două ori mai rapid decât în Anglia cu 50 de lei. Da. Da. Ce, unde te pusești, bă, băiete? Da, nu poți să spui, dar poți să uzi, să-ți faci solarul tău și poți să uzi, adică na. Da. Și știu, dar nu stăm lângă Londra acolo și gen.
avem destul de mare aici, avem living, stăm singuri, nu locuim cu altcineva în casă, știi? Să duc bani eu, degeaba. Să duc bani în toate părțile. Amore, să-ți fie de bine, doamne. Să-mi rapid dumneavoastră, fata mea. Doamne ajută. Adu-mă o bere să o beau. Da, păi da, dacă îți fii spui să-ți bag la rece... E flat, da. Nu băga la rece, nu mai bag. Te dau așa? Te pun, Lucian, te pun, mai. E flat, da. Te dau așa? E... Da, dă-mi așa. Putea să fie... Putea să fie și două camere. Dar... Nu a fost... Că cum e? E living-ul aici. E un hol care duce la baie și la bucătărie până în capăt și e și ieșirea. Și un dormitor destul de mare. Dar știi pe unde e desfăcătorul? Creulin. Îți mai găsi o corona. Corona? Da. Ei. De când am plecat acasă. Corona să mă bată, mamă. Dă corona. Vezi, dă-te mai încolo, că te vede. Dă corona. Am zis la 2000. Dar treaba bună care e? Că nu, e și rău și e și bine. Treaba bună e în felul următor, că eu iau 2000 și ceva, dar nu dorm în camion deloc. Hai de capul meu, eu în Reding plătesc 1000 pentru casă. Păi da, dar e casă mare, amor, pentru 1000. O să ai casa caselor, dacă plătești 1000 și tu e 2500, ce faci? Păi dacă mă lucrează și nevasta, poate că sunt mulți care plătesc peste 1000 la casă. În Anglia aici. Ce-i? Ionescu face 80.000 pe lună. Eu nu fac, bă, că nici nu vă cer bani, n-am niciun subscriber eu. N-am niciun subscriber, eu nu fac jocuri. Nu fac bani, eu nu fac bani din TikTok. Eu ce mai fac din YouTube? Înțelegi că și acolo muncesc. Ia uite, 2000, bă, lasă-mă. La ce mai stai? Rana dau 2000, dar poate are prieteni în chiria, amore, și împarte chiria. Nu e ca și noi, noi doi, gen. Sunt mai mulți în casă. Uite, eu dau 1200. Sunt mai mulți în casă, sunt oameni cu familie, cu părinți, cu... sunt patru, să duc trei la muncă. Din ei și li se convine 1200. Eu dau 250. Tu ai o singură cameră. Cel mai puțin am dat eu aici în Preston 280 cu biluri incluse. Cu tot, cu internet, cu tot ce trebuie, tot. Nu plăteam absolut nimic. Are salariul de 5.000 la cu 2.000. Vă las, man. Cazul care ați văzut vlogul pe Haprea, vă abonați, apăsați clopoțelul, dați un like cu regulă spunzător. Dacă aveți pe Facebook, căutați pe Haprea pe YouTube. Stima.